Ne-am întors la jurnal, doamnelor și domnilor. Bilanțul victimelor, celor ce și-au pierdut viața în urma alunecărilor de teren din Brazilia, a urcat la 44. Oficialii brazilieni se tem că numărul de decese va continua să crească, deoarece ploile încă nu s-au oprit. În continuare, peste 38 de oameni sunt dați dispăruți, iar autoritățile fac eforturi uriașe pentru a-i găsi. Alunecările de teren care au început în urmă cu câteva zile au distrus mai multe case aflate în regiunea orașului São Paulo. Până acum, peste 1730 de oameni au fost evacuați din casele lor, iar peste 760 au rămas fără adăpost. Autoritățile sunt foarte îngrijorate pentru că ploile încă nu s-au oprit, iar cel puțin 38 de persoane sunt date dispărute. Oficialii din São Paulo sunt de părere că numărul celor decedați și dispăruți ar putea atinge cifre alarmante. Alunecările de teren devin tot mai periculoase în condițiile în care carnavalul de la Rio este în plină desfășurare. Din cauza problemelor resimțite în urma calamităților, mai multe orașe au trebuit să-și suspende toate activitățile legate de festival. Brazilia este una dintre cele mai afectate țări de schimbările climatice. Doar anul trecut, evenimentele meteorologice extreme au luat viața peste 230 de persoane în orașul Petropolis.